Pfizer studiază noi medicamente antivirale pentru COVID-19, asta în contextul intensificării cursei pentru dezvoltarea unui tratament ușor de administrat împotriva tuturor variantelor de coronavirus. Despre acest subiect discut cu Anca Mărcuș, editor corespondent al FNews. Bine te-am găsit, Anca. Cum funcționează medicamentul? Studiul include 1140 de adulți nespitalizați care au fost diagnosticați cu coronavirus și nu prezintă riscul de a face forme grave. Lor le vor fi administrate atât pilula Pfizer aflată în teste, cât și o doză mică de ritonavir, un medicament mai vechi utilizat în tratamentele pentru infecția HIV. Medicamentul Pfizer este conceput pentru a bloca activitatea unei enzime cheie, care este necesară pentru multiplicarea coronavirusului. Astfel, cercetătorii își doresc să prevină infectarea rândul adulților din aceeași gospodărie, asta în momentul în care unul dintre ei are o infecție de coronavirus simptomatică. Ce medicamente anticovid avem, Anca, până acum în Europa? Comisia Europeană ne promitea lunile trecute că va contura un portfoliu de 10 potențiale tratamente pentru COVID-19. În plus, oficialii anunțaseră că intenționează să aprobe 3 noi tratamente orale până luna viitoare și alte 2 medicamente până la sfârșitul anului. Singurul medicament anticovid aprobat până în prezent în Uniunea Europeană este Remdesivirul, care însă nu este eficient pentru pacienții cu o formă gravă de coronavirus.